Senatorul Ion Iordache a declarat că noua lege a pensiilor care nu respectă principiul contributivității în cazul persoanelor care au lucrat în grupe de muncă e pe cale să fie corectată. Proiectul de îndreptare a legii a trecut în Senat, iar echipa liberală a votat pentru ca angajații care au lucrat în condiții grele să primească drepturile cuvenite. Este vorba despre nedreptatea care există astăzi în legea pensiilor cu privire la li se recunoaște contribuția pe care au avut-o la sistemul de pensii o anumită categorie de salariați care au lucrat în condiții grele, deosebite, speciale, în grupele de muncă și astăzi nu li se calculează la pensie. Sunt destul de multe categorii de pensionari, dar și pentru cei care urmează să iese la pensie, împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal, am avut această, să-i spun eu, abordare pe care de la începutul sau după ce s-a aprobat noua lege pensie, am spus că vom regla aceste inechități. A fost un moment acum, un moment de negociere politică. Ion Iordache face apel la deputați să lupte pentru ca legea să fie adoptată. Eu sper ca deputații să fie în stare și cei care astăzi strigă foarte tare, cel puțin de la Gorj, acest Miruță care cred că mai bine îi stătea la AUR decât la USR, că este, sau la Șoșoacă să fie parlamentar, pentru că doar vorbesc, doar țipă tare peste tot, dar de fapt vor să facă treaba cu mâna altora. Noi nu avem o problemă în ce ține de abordările lor. Pe noi ne interesează să facem pentru oamenii legi bune și legi de care să beneficieze. Și acesta este un moment și nu am ratat niciodată niciun moment, cel puțin la Senat, acolo unde am respect și apreciere în rândul colegilor mei și de fiecare dată când a fost o lege pentru care am făcut lobby, a trecut. Este și o promisiune pe care ne-a făcut-o președintele Ciucă când a făcut vizita duminică în Gorj, în care am stabilit ca grupul nostru, PNL, să susțină această lege și atunci au fost obligați și cei de la PSD să o susțină. Noua lege a pensiilor a determinat o scădere a veniturilor pentru cei care au lucrat în condiții speciale, mulți dintre aceștia confruntându-se cu pensii reduse drastic, în unele cazuri cu până la 50%. Minerii, energeticienii și alte categorii profesionale afectate au cerut guvernului în repetate rânduri să ia măsuri urgente pentru corectarea acestor inechități și pentru a proteja drepturile celor care au muncit în condiții grele. Proiectul care a fost aprobat de Senat va fi acum transmis pentru vot final Camerei Deputaților.